Transformarea regiei autonome de transport public Ploiești în societatea comercială a pus pe jar angajații. Astăzi, reprezentanții sindicatului și mai mulți salariați s-au întâlnit cu conducerea instituției pentru a lămuri situația. Spiritele s-au încins rapid, conducerea fiind acuzată că nu a comunicat din timp intenția transformării în societate și nici ce urmează să se întâmple cu angajații, dacă se va recurge la tăieri salariale sau la disponibilizări. Salariații au fost atât de nemulțumiți de situație, încât au fost la un pas de a declanșa o grevă generală. Folosesc această transformare legală a regiei autonome transport public, a regiei în societate comercială, ca motiv de a induce tot felul de frici și tot felul de stări nesigure în rândul salariaților acestei societăți de transport, fără a avea, spun așa, argumente. Repet, societatea comercială care a fost înființată înseamnă o transformare actuale regiei, ea se face în urma unei legi care nu a fost aplicată din de 7 ani de zile, este o lege dată cu 7 ani de zile în urmă. Oamenii au revenit la sentimente mai bune și s-au pus la masa discuțiilor cu reprezentanții conducerii. La familie nu mă acuză nimeni că am făcut și am pus să-i stic la grevă. Știți ce vrem să și gata, am terminat. Cu problemele de ieri după amiază? Nu deci v-am acuzat eu. Domnul primar ne-a acuzat. În legătură cu acordul, domnul primar ne-a instigat, ne-a spus că ne face astăzi numărul. La el l-a amenințat, era în față când a sunat. Că vom face... Știți, domne, că suntem acuzați, am ajuns. Ne va da judecată și astăzi ne deschide proces penal. Deci nu e normal. Noi am făcut un acord care inițial am cerut în felul următor, respectarea contractului colectiv de muncă, să nu se dea oameni afară, să nu se micșoreze salariile și să avem condiții de muncă și redistribuirea salariaților, redistribuirea salariaților care ni s-a scos de aici. Și mi se pare ceva normal ca protecție socială, că de-aia suntem sindicat, să apărăm acești oameni. Vreau să vă spun... Aveți informații că vor fi disponibilizați? Bineînțeles, lui. Deci, prima dată când s-a venit s-a spus că se vor da 4-5 afară. Vreau să vă spun, o să vedeți un acord care vroia să ia puterea sindicală aici, să nu mai apărăm oamenii. Cred că există niște interese în a se transforma în societate. Interese care nu țin de societatea noastră, începând cu conducere și noi angajați, ci din părțile exterioare, cele care concură la activitatea noastră. Stează la foc continuu. Nu știe de weekend, de sărbătoare, se scoală la 3 dimineața, se culcă la 1 noaptea. Să vede aproape de aici. 1680 de lei. Că am fost acuzați că noi luăm 3, 5, 4, 10. Conducerea RATP susține că nu există motive de îngrijorare. Noua societate, să apară hotărârea de Consiliul Local, va prelua tot efectivul angajat la momentul acesta. Toți salariații, 1066 de salariați, cu aceleași drepturi. Nu se umblă la organigramă, nu se umblă la salariile lor. Că din punct de vedere al relației contractuale, nu poate fi generată o scădere sau o creștere a salariului pentru că avem un contract colectiv de muncă care prevede clar care sunt condițiile de salarizare și care sunt drepturile acestor salariați. Acest contract colectiv de muncă urmează să fie negociat atunci când el expiră în anul 2014. Până în 2014, angajații RATP vor fi plătiți și vor fi tratați din punct de vedere al drepturilor conform contractului colectiv de muncă în vigoare. Conform datelor prezentate de către reprezentanții primăriei Ploiești, la ora actuală RATP înregistrează pierderi de 49 de milioane de lei, partea cea mai mare reprezentând datorii către bugetul de stat. La regie sunt angajate 1066 de persoane.